Românii vor avea 17 zile nelucrătoare în cursul anului 2024. De anul viitor, zilele de 6 și 7 ianuarie, Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul sunt declarate zile libere, însă ele vor pica sâmbăta și duminica. Și tot începând cu anul 2024, Guvernul României a aprobat un proiect de lege care prevede declararea zilelor de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024, drept zile nelucrătoare pentru personalul instituției instituțiilor și autorităților publice. Unii angajați pot fi chemați la serviciu în zilele libere stabilite, însă trebuie acordate compensații.